Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice și bine ne-am regăsit! Astăzi vom transplanta plântuțele de wasabi. Acestea sunt plântuțele noi, de la plantele de acum 2 ani cumpărate din UK, dacă vă aduceți aminte când le-am sădit. Acestea sunt doar puișuri acelor plante. Plantuțelor de wasabi le place foarte mult răcoarea, mai ales în perioada asta, deci îi puteți ține până la o temperatură de 6-7 grade, fără nicio problemă. Iar vara trebuie să aibă un ghiveș foarte bine drenat, pentru că altfel o să se strice rădăcinile. Acel drajon care se și recoltează pentru consum. În afară de rădăcină, drajunul acela care se folosește pentru consum, mai putem folosi, sunt comestibile și frunzele. Și nu numai că sunt comestibile, dar sunt și foarte gustoase. Se pot pune în salate, vor da un gust ușor picant. Sunt dulce acrișoare. Foarte bună și cu siguranță alături de o fripturică în salată sunt demențiale. Le vom pune independent pe fiecare puișor într-un ghiveș. Avem aici un pământ ravan de pădure și niște perlit pentru a avea un grad de afânare mai mare și pentru a drena mai bine apa. Este bine pe fundul ghivecelor să puneți pietriș sau eu am luat niște argilă, bobițe de argilă, pentru nu a stagna apa jos la rădăcini ca să se strice. Wasabi trebuie recoltat după aproximativ un an, se scoate rădăcina principală în funcție de cât de mare e și se consumă, iar puișorii trebuie retransplantați pentru a avea plante anul următor. Acesta este perlit, îl găsiți și în magazinele de specialitate, îl găsiți și prin magazinele mari, gen Dedeman, Horbach. Este bine să-l aveți întotdeauna la îndemână pentru a face acest mix de pământ. Ajută foarte mult la oxigenarea solului și pentru a-l face mai ravan. Mai bun, mai... Și ajută și la menținerea umidității foarte mult. Pământul pentru wasabi îndeoseb trebuie să aibă un pH neutru și să fie un pământ bio cât de cât, pentru că veți recolta rădăcinile. Și pentru consum este bine ca nutrienții să fie din surse sigure. Nu folosiți chimicale. De obicei nu prea se îmbolnăvesc. Doar ceva probleme cu afidele. Dar dacă aveți un repelent sau ceva bio, scăpați repede.
Aceste frunze care se mai rup, le puteți folosi la salată, cum este cazul aici. Oricum o să le tăiem cu o forfecuță dezinfectată. În cazul meu sunt mai multe frunze rupte pentru că pisica l-a trântit înainte să ne apucăm de filmat, a trântit ghiveciul și din cauza asta și transplantăm acum. Uitați-vă ce rădăcini sănătoase, acestea sunt plantuțe care au răsărit în primăvară, acum este toamnă. Erau foarte mici, dar s-au dezvoltat. Și deja dintr-un ghiveci, unde am avut o plantă mamă pe care am recoltat-o, avem 4 pui foarte bine dezvoltați, care la anul vor face rădăcina pe care o vom consuma. Aici la fel, o plantă mamă și acești puișori care s-au dezvoltat mult mai bine ca celălalt ghiveci. Și care anul viitor vor face fiecare câte un stolon de consum. Sperăm că destul de mare. Dacă vă place sushi, după ce o să încercați cu acest wasabi făcut de voi, o să vi se pare cu totul diferit gustul. Aici și plantuța puișori, am mai dat niște puișori și aceștia îi vom pune separat, deci se mulțește destul de ușor wasabiul. Trebuie doar să aveți grijă cât îi udați, să aibă un pământ foarte bine drenat. Cu cât ghivecele sunt mai înalte, cu atât rădăcina va crește și se va dezvolta mult mai bine și mai repede. Doar că după ce recoltați rădăcina, toți puișorii aceia trebuie să-i puneți într-un ghiveci, iar în toamnă îi despărțiți cum am făcut în cazul nostru.
Gata și plântuțele, sunt aranjate. Avem 10 plântuțe noi, care anul viitor vor produce câte o rădăcină pe care o vom consuma, iarăși pui 4-5 de la fiecare plântuță îi vom transplanta. Și cam asta este procesul. Nu este o plantă foarte anevoios de crescut, doar trebuie să aveți mare grijă pământul să fie bine de drenat, să nu păstreze apă prea mult în ghiveci, că altfel se vor strica rădăcinile, vor putrezi. Pământul pe care în care îl transplantați noua plântuță neapărat să fie de calitate, să aibă nutrienți și ei vor crește fără nicio problemă. Le place răcoarea, recele, însă nu am reușit să cresc afară. Am scos câteva rădăcini, le-am plantat în grădină, le-am protejat, însă în primăvară erau moarte, n-am reușit în niciun an să le aclimatizăm cumva la temperaturile noastre. În schimb, le puteți pune într-un loc răcoros peste iarnă, dar să nu înghețe. Și în primăvară le dați afară, le udați bine și așteptați să crească. Să ne reauzim cu bine, prieteni, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!